Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Unii au fetișizat ideea de cotă unică, a cărei paternitate mi-o asum. Dar nu asta e problema. Problema este nivelul de taxe. Cota unică a fost gândită dintr-un alt motiv. Dintr-un motiv de simplificare a cadrului fiscal. Așadar, ceea ce este însă o problemă care trebuie discutată în România, românii ar fi foarte fericiți să trăim cu cotă unică de 16% și să avem cheltuieli ca și când impozitele s-ar colecta în Germania sau în Franța, la nivelul de fiscalitate de acolo. Bun, și atunci dar care acest ar fi lucru soluția? Evident că nu se poate. Adică, în momentul în care văd nemulțumiri că nu se fac și mai multe, eu știu, lucrări de infrastructură fizică în transporturi, când nu, eu știu, investim în alte domenii, atunci trebuie să ne gândim și la nivelul de impozite pe care îl vrem să-l plătim. Dacă ăsta este nivelul de acceptabilitate în România, pe care l-am stabilit în 2004, în decembrie, la finele anului, 16% și lumea nu vrea să se mărească taxele, e foarte bine, dar atunci trebuie să avem pretenții direct proporționale cu acest nivel. Acesta e un lucru care trebuie spus clar și simplu. În România, în momentul de față, este cea mai scăzută fiscalitate din Europa. Eu cred că acesta este un atu pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea economică, dar probabil că la un moment dat va trebui să vină momentul în care să reconsiderăm acest nivel, pentru că pretențiile, așa cum spuneam, sunt în continuă creștere. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa.